Primăvara și vara anului 1944 au fost poate cele mai dramatice momente din istoria modernă a României. Poporul român plătea pentru grava eroare pe care o comisese guvernul său, intrând în război de partea lui Hitler. Din septembrie 1943, când România începe decis să caute o cale pentru a ieși din război și a se alătura aliaților, și până la 12 septembrie 1944, când a semnat armisticiul cu Rusia, nimic nu întrevedea condițiile capitulării dezastruoase de mai târziu. Winston Churchill declara că în cazul în care statele satelite, ademenite în conflict prin constrângere, vor ajuta la scurtarea războiului și vor întoarce armele împotriva lui Hitler, vor fi lăsate să-și croiască propria soartă și să se întoarcă acasă în marea familie democratică. În martie 1944, trupele rusești trec Nistrul și Armata Roșie ocupă nordul Bucovinei. Sate întregi iau calea pribegiei. Rezistența în fața Puhoiului începe în Bucovina ca o mișcare de nesupunere la ocupație și mai ales la barbaria acestei invazii. Pătimirile unei familii de bucovineni au fost așternute într-un jurnal, al Mariei Cenușe din Pudna, o femeie de o inteligență ieșită din comun, o vitează, care și-a urmat bărbatul în munți, în închisoare, în anchete, și al cărei unic fiu s-a născut într-o celulă de temniță. Veneau rușii ca greu pământului. Era în 1944. Toți s-au ținut din noi, au făcut colibii în creierul munților, dar într-o zi vine un pădurar bun prieten cu soțul și îi spune: „Cate și te ascund din gaură de șarpe, ferească Dumnezeu cum te caută ruși.” Zice soțul: „Dar ce au cu mine, nu știu. Am fost în Rusia, dar n-am făcut niciun rău. Mi-am dat bine seama că și ei sunt oameni și luptă pentru țară din ordin. N-am furat nimic, nu mi-am bătut joc de nimeni, decât am fost și eu tot din ordin trimis în Rusia. Așa este războiul.” Trecem în altă creastă, ajungem între niște stânci grozavi de mari, ne așezăm jos, fac un pic de foc, frigem niște flei de șerp, le mâncăm goale și nu mai facem 8 zile nici un pic de foc, nu ne mai culcăm de frică să nu ne găsească ruși. După 8 zile mă duc la ceilalți și întreb ce să mai aud din nou. Îmi spun toți că partea noastră de sat a ars toată. Au dat rușă foc, vai de mine, mi-au ars casa cu toate mândriețele întrânsă. Bărbați și femei, copii și bătrâni își strigă în libertate bucuria și încrederea în viața. Adresându-se la 23 august 1944 pe calea undelor întregii națiuni, regele Mihai spunea: „Primiți-i pe soldații armatei sovietice cu încredere. Națiunile Unite ne-au garantat independența țării și neamestecul în treburile noastre interne.” Românii păreau fericiți, se prefigura o epocă de democrație. Toate regimentele de pe front au primit ordin de încetare a luptei și de retragere din fața ofensivei rusești. Trupele române eliberează întreaga țară fără niciun ajutor sovietic.
trei luni, cât a durat guvernarea mea, decembrie 1944, martie 1945, va dezvălui generalul Nicolae Rădescu, trupele sovietice s-au dedat continuu la jafuri, la asasinate și la arestări. Niciun membru sovietic al Comisiei Aliate de Control, nici reprezentanții diplomatici sovietici n-au luat în considerare plângere și rapoartele oficiale. La împărțirea lumii, România fusese oferită ca pradă cuceritorilor. Acțiunile de luptă ale partizanilor bucovineni contra Armatei Roșii invadatoare au început în martie-aprilie 1944 sub coordonarea Comandamentului Militar Româno-German. Se organizează unități mobile dotate cu tehnică de luptă care aveau misiuni de patrulare și de protecție. După 23 august 1944, foștii luptători încep să fie urmăriți de NKVD. Pentru a-și apăra viața și libertatea, sate întregi fug în munți. Se opun cu arma în mână la abuzurile comunizării forțate. Rezistența armată va beneficia de prezența țăranilor veniți acasă de pe fronturile de est și de vest, de experiența militară a foștilor combatanți, ofițeri deblocați, de grupul tot mai masiv al celor urmăriți de tribunalele poporului pentru atitudini antisovietice. Care sunt, după dumneavoastră, trăsăturile acestei mișcări de rezistență născute după ocupația sovietică din martie 1944? Primul lucru care ar putea fi evocat este caracterul spontan al acestor inițiative de rezistență care veneau deopotrivă din sânul armatei și din rândurile populației. E vorba de tineri, mai ales elevi de școală, studenți, care au reacționat atunci împotriva invaziei sovietice, înainte chiar ca o soluție să se schițeze pe plan politic. Aceasta este un prim aspect și el prefigurează într-un fel ceea ce avea să se întâmple după aceea, într-un fel mai coerent și mai articulat în restul teritoriului. Bucovina însă are ceva particular. Bucovina trăise o ruptură dramatică în 1940 și după aceea, deci ea stă sub semnul acestei sfâșieri care a pus-o în alertă în momentul în care trupele sovietice se aruncau asupra trupului României. Eu sunt gravid în luna a patra și nu mai pot rezista la fugă. Mă duc la sora mea în sat, ajung dimineața și la ora 10 sunt arestat. Mă duc și la Rădăuț. Acolo e venită echipa Fulger, mă ia la întrebări unde-i soțul, dar eu foarte hotărâtă, că dacă mor și tot nu-l spun. Zic, păi nu știu. Încep și mă bade, mă usucă și eu tot așa țin tot timpul, că numai nu știu. După ce a văzut că după atâta bătaie numai nu știu, m-a băgat într-o cameră cu bărbați. Erau 20 de bărbați și eu singura femeie între dânșă. Toată ziua mă ține sub pază într-un deșeu, iar noaptea între bărbați tot în picioare, nimeni nu se culcă, tot vinea și scotea la anchetă de 3-4 ori pe noapte, mă ducea la anchetă să spun de soț, eu numai nu știu, nu știu. Până la 7 luni m-au tot bătut, după 7 luni de sarcină, nu m-au bătut, dar își băteau joc tare, mă punea sărac ca vaca, să latru ca câinile, să cânt ca cucoșul, să zbier ca oaia, să nichiesc ca cai, să orăcăiesc ca broasca. Dar nici n-au scos nimic din gura mea contra soțului pe care l-am iubit așa de mult. Primul grup de partizani lichidat este grupul lui Vladimir Macoveiciuc, învățător și locotenent în rezervă. Macoveiciuc avea 22 de luptători de elită, printre ei Vasile Motrescu, Gheorghe Motrescu, Vasile Juravle, Arhip Rusu și cei doi fii ai săi, Victor și Silvestru. În septembrie 1945, fiul cel mic, Victor, de 17 ani, mama sa, Domnica și o fată din casă, Marioara Gabor, de 16 ani, sunt arestați. În mașina militară care îi conducea la Câmpul Lung, Marioara Gabor este violată de ostașii ruși și moare câteva ore mai târziu. Victor și mama sa, Domnica, sunt anchetați cu o sălbăticie nemai întâlnită.
În toamna anului 1946, la Voitinel, casa în care se adăpostea Macoveiciuc este înconjurată și îi se dă foc. Împușcat în picioare, Vladimir se sinucide. Fiul cel mare, Silvestru, este prins abia în 1947 și condamnat la 25 de ani muncă silnică. Moare într-un accident suspect după eliberarea sa din temniță. Zona în care v-ați născut dumneavoastră în 1944 era în calea asediului sovietic. Ce s-a întâmplat? Care au fost raporturile dintre satele românești și agresorii sovietici? Da. Aceștia au intrat în luna martie 1944 pe un alineament Straja, Putna, Vicov, Voitinel, Hurjuien, Voivodeasa, Sucevița, în continuare până la Gura Humorului. S-au stabilit pe acest aliniament, iar sus pe Opțela Mare, erau trupele româno-germane. Pe această linie au stat 6 luni. Care era distanța dintre fronturi? 10, 12 și unii locuri 13 km. Ei n-au putut intra în văgăunile respective pentru că erau pline de partizani. Atunci când au intrat rușii, după scurt timp, au dat ordin să se evacueze satele de pe linia lor, în spatele frontului lor. Și oamenii, 6-7 mii de oameni, n-au plecat în evacuare, s-au refugiat în munți, cu familie, cu tot. Odată cu ocuparea Bucovinei de către trupele sovietice și mai cu seamă în momentul când a început ei represiunile, cu evacuarea, cu violuri, cu jafuri, cu tâlhării și cu darea de foc a comunelor. Toate aceste comuni pe care le-am numit eu adineoară, de la linia frontului în sus, au fost arse până la temelie și pomii fructiferi tăiați. Dumitru Crăciun, pădurar, și Grigore Sandu, țăran înstărit, au acționat în munții Dornei. Lor li s-au alăturat Constantin Candrea, Vasile Rusu, Ion Arnăutu, fost ofițer. În decembrie 1949, prin trădare, sunt prinși în luptele de la Coșna și Găinești. Rețeaua informativă a securității începuse să funcționeze din plin. Mor atunci uciși în luptă Ioan Apostolini, Constantin Todașcă, Aurel Grodiuc, Iacob Galan. Trupurile lor sunt aduse din munți și aruncate pe marginea drumurilor, ca un avertisment pentru cei ce cutezau să susțină rezistența din munți. Ion Arnăutu moare la penitenciarul din Râmnicu Sărat în a 132-a zi de grevă a foamei. A avut sediu acolo la Coșna cu Gavril Olteanu, era șeful Sumanul Negri. Și când au fost prins, arestat, dus la București, Gavril Olteanu s-a sinucis.
la Ministerul de Interne sau la Malmezon, nu știu unde era atunci. În noaptea de 30 spre 31 august 1946, Gavrilă Olteanu s-a otrăvit cu strignina pe care o avea asupra sa în arest. În documentele de arhivă se menționează că acțiunea Olteanu de organizare a așa zisei rezistențe naționale a fost pusă la cale de Bodnăraș. Au fost condamnați. Și Bodnăraș, care era atunci mare erou comunist din Rusia, fiind din Câmpul Lung, i-a eliberat pe ei să facă propagandă pentru blocul Partidului Democrat, era înainte de alegeri. Iar ei care au făcut parte din Smanul Negri și astea erau organizați mai mulți național-țărăniști din Gărzul Umaniu fostele. I-a făcut propagandă, sigur, pentru ochi. După alegeri, bineînțeles, a căutat să-i ridice din nou pentru a-și ispăși pedeapsa, că ei probabil fusese condamnați. Nu știu exact situația procesul lor de la București. Și atunci retrase în munți. O comună din Bucovina a purtat numele lui Emil Bodnăraș, alias Emil Bodnariu, ucrainean, dezertor din armata română și refugiat în Rusia, apoi revenit în țară ca spion sovietic, rearestat, scapă din nou și se întoarce odată cu Armata Roșie în 1944. A coordonat represiunea din Moldova, trimițând la moarte mii de partizani români. Alături de grupul lui Dumitru Crăciun au fost și 30 de ofițeri și subofițeri din Centrul de Securitate Fălticeni, arestat sub acuzația de a fi acționat împotriva ordinii statale și de a-i fi sprijinit pe partizani. Printre ei, în arhivele SRI, îi găsim pe Eftimie Petrescu, Emilian Sândulescu, Vasile Roșu, Constantin Șoldan, Dumitru Irimia. Motivația acțiunilor nu doreau să fie folosiți ca forță de represiune, așa cum s-a întâmplat cu unitățile de intervenție ale regimentului care, în regiunea Bihor, au tras împotriva țăranilor ce se opuneau colectivizării. Doctorul Gheorghe Vasilache, primar al comunei Dorna Cândreni, inițiază Gărzile Decebal, organizație subversivă cu ramificații în toate județele din Moldova. Gărzile Decebal aveau ca statut reîntregirea României în hotarele ei firești, lupta pentru reinstaurarea monarhiei și a unui stat de drept. De la 180 de membri, gărzile ajung în anul 1950 la circa 30.000 de persoane. Din organizație făceau parte frații Grigore și Nicanor Chelsoi, părintele Filaret Gămălău, Emilian Forminte, Liviu Catrici, Maria și Ilie Spânu, Ilie și Ana Adochian, Dumitru German, Dumitru Gavrilei. Am fost un dușman a comunismului tot timpul vieții mele. Și ați plătit pentru asta? Da, am plătit bine. Spuneți mi se pare că am trăit sute de ani unde am trăit. Vă închipuiți dumneavoastră. În închisoare? În închisoare. 15 ani de închisoare, mi se par 15 viacuri. Sfântul Lăcaș al Rarăului devenise un adăpost pentru luptătorii din munți, așa cum s-a întâmplat cu toate schiturile și mănăstirile Moldovei. Aici s-a ascuns pentru o vreme și monahul Daniil Tudor, poetul Sandu Tudor, cel ce va scrie imn acatist la rugul aprins al Maicii Domnului, operă măiastră a literaturii religioase, compusă în închisoarea Aiudului, rugă sfâșietoare a milioane de români supuși prigoanei bolșevice. Schiturile în această parte de țară au fost și ele locuri în care luptătorii și-au găsit un reazim? Și-au găsit adăpost mult. Eu am găzduit mulți din ăștia.
La Schitura Rău? La Schitura Rău. Mulți am găzduit din acești fugari care nu le plăcea comunismul. Ați ținut vreodată o armă în mână? Eu și mai multe. Dar n-am tras în nimeni cu arma, nici în timpul războiului. Eu n-am tras cu arma în nimeni, pentru că eu am fost radiotelegrafist și am fost cu căștile la urechi, tot timpul, lângă comandanți. Am înțeles că arme ați strâns pentru partizani. Pentru partizani am adunat arme și i-am înarmat mult. Nu este întâmplător, părinte, că aici, în Bucovina, ca și în colțul celălalt de țară, în Banat, au fost primele organizări împotriva puterii sovietice și puterii comuniste. Da, da, pentru că dumneavoastră v-ați născut într-o comună din Bucovina, pentru că știți cum este la suflet un țăran bucovinean. Da. Aș vrea să ne spuneți, prin ce se diferențiază țăranul din partea asta de țară de alți români? Eu i-am cunoscut credincioși și patrioți care au ținut la patria lor. În jurnalul Mariei Cenușe, adevărat letopiseț al suferinței și al rezistenței, este evocat momentul în care Constantin Cenușe s-a predat pentru ca familia lui să nu mai fie prigonită. Iată cuvintele pe care le-a rostit în fața autorității. Domnule colonel, uitați-vă la munții ăștia de jur împrejur, câți copaci au, toți sunt udați cu lacrimi de ale mele și cu sudori. Am fost așa de prigonit că dacă am luat de la cineva o mână de făină, fiind nemâncat de câteva zile, a trebuit să fug în vârful muntelui să fac foc acolo unde nu era apă. Dezbrăcam cămașa și o storceam de sudoare în căldarea de mămăligă și făceam mămăliga și o mâncam de multe ori goală. Grupul lui Constantin Cenușe a fost acuzat de crimă de înaltă trădare și condamnat la muncă silnică pe viață. Constantin Cenușe iese din închisoare în anul 1964. Este găsit spânzurat la câteva zile. Colegii de suferință știu că nu s-a sinucis. Iată o mărturie prețioasă a împrejurărilor în care și-a găsit moartea. Cum este de crezut, doamna Lucia, că acest om care stă 12 ani în munți, din 44 și până prin 52, stă 12 ani în închisoare, suferă cumplit și avem mărturii de la oameni cu care au stat, s-a comportat excepțional, cu un curaj și cu un devotament pentru camarazul lui de celulă, îi servea și îi ajuta la nevoie, la năcaz, renunța la porția lui de mâncare, în amărâta porție de mâncare, în amărâta închisoare și îl ajuta pe colegul lui. Vine acasă și la o săptămână să se spânzure? E posibil? Și mai ales când nu era nimeni acasă. Dar eu am o dovadă. Un prieten al lui din Gura Putne mergea la el să-l cheme la o vânătoare să vâneze un căprior ca să se însănătoșeze el, repede, cu carne de vânat. Și într-o duminică când mergea la el, a văzut o mașină în drum, în fața casei și în casă trei bărbați. Și el s-a întors, că a crezut că iarăși este anchetat. Și s-a întors și a plecat, lasă că o-i veni o mâine. Și când o veni mâine, loc a se spânzurat familia. Am gândit și așa și trădare de țară am făcut eu. Doar Botnarașul fugit înainte de începe război, fugit în Rusia cu acte, cu tot, că a fost ofițer de cel mai bun, ajutantul colonelului. Și s-a dus dincolo și l-a luat, s-a dus bine cu astea, stai cu noi, informații rușii și să petrece la noi contra lor. Și l-a luat în brațe. Când s-a întors. El a fost pion rus. Pion rus, Botnăraș. Un sat din Moldova îi poartă încă numele lui Botnăraș. Da.
s-a dus și a trădat țara și a dus în Rusia, după aceea, când s-a întors frontul înapoi, l-a trimis în țară. Du-te în țară, că noi ajungem, noi discutem mai devine. Și a venit înapoi în țară și pe pironul gării din ea și l-a găsit, l-a descoperit. Și a dat 4 ani de zile trădare de țară, așa era trădarea de țară mai înainte. Așa, țin minte, și așa am povestit, doar în 14 ani cu general și profesor universitar și inginer și doctor și poștii miniștri din toate țările. Dar și tot poți să înveți ceva în 14 ani de zile. Numai n-am avut hârtie să scriu, că eram doctor. Dacă puteam să scriu, da. Și atunci, i-au dat 4 ani de zile. Și când am și l-au pus, l-au făcut ministru. Dar eu am adus actele rușe și am dat țării mele, pe minim de 25 ani, dar nu puteam să cred că așa. Poți zic că asta un fals, așa, o spăretoare. Coșia, pedeapsa de 25 ani tratare de țară, a rămas până în 53, când a murit Stalin în 53, s-a schimbat, ne-a salvat. Avem dreptul la recurs, dacă aveți alte probe noi, puteți ieși afară. Pe ziua de 2 august încep durerile serioase de naștere, dar nu spun nimic. Dar eu tot întreb bărbați, dar dureri de moarte. Toți strigă să mă duc la spital. Vine ofițerul de serviciu, mă duci pe jos la spital. Eu tare m-am ținut să nu mă vai. Dar până la spital am zis, abia pe ziua de 5 august nasc tare, tare greu. Mi-a dat biata moașă cârpe și a putut din spital. Dar copilul bun și sănătos și frumos tare, mă duci înapoi, dar mă bagă tot între bărbați. Dar nu aveam unde să-l scald. Dimineața când ne scotea la program, îmi da voie să spăl cârpe pentru copil la șișmea cu apă rece. Dar copilul Dumnezeu este de bun. Când vineam de la program, puneam o cârpă de-a lui ud în sân și o încălzeam pe subsuori și îl ștergeam pe bietul și bunul copil peste tot și era bine și creștea ca din apă. După o lună mă ia la anchetă și mă bate de mă gătește să spun unde-i soțul. Eu tot spun că nu știu de la evacuor, nu știu nimic de el, nici că-i viu, nici că-i mort. După ce a reușit să scape cu viață din 3-4 încercuiri, șeful grupului de luptători din Munții Călimani, Gavril Vatamaniuc, va fi prins în anul 1955 prin folosirea informațiilor pe care le-a dat sub tortură un om de-al lui, Vasile Mariciuc. 10 ostași și 4 ofițeri au asigurat reușita acțiunii. Securitatea nu uitase confruntarea de la Bâtca Corbului, unde Vatamaniuc și Motrescu împușcaseră 3 ostași într-o confruntare directă sângeroasă cu un batalion de securitate. Prima mare confruntare dintre forțele de securitate și partizanii grupului lui Vatamaniuc Motrescu are loc la Bâtca Corbului. Bordeiul se afla săpat sub Opcina Mare. Un detașament de securitate, condus de locotenentul major Gheorghe Cuciuc, încercuiește zona. În bordei se aflau numai Vasile Motrescu și Gavril Vatamaniuc și nu alți bandiți. La orele 7, când se mijea de ziua, Motrescu, pe post de santinelă, anunță prezența unor trupe de securitate. Conform planului, fiecare se îndepărtează în direcții diferite, la o distanță de 50 de metri de bordei. Securiștii deschid focul fără nicio somație. Nu era o acțiune de scotocire obișnuită, ci era practic un plan de învăluire bine organizat pe o suprafață mare de teren. Ostașii erau însoțiți de un pluton dotat cu câini. Văzându-se în această situație, învinuiții Vatamaniuc Gavril și Motrescu Vasile și-au luat armamentul și muniția pe care o aveau și au plecat în direcții diferite. Ieșind din bordei, Vatamaniuc Gavril a fugit și s-a oprit într-un desiș. Acolo a fost descoperit de câinele Afumatu, care însoțea pe soldatul Vălimăreanu. A tras o rafală de pistol automat asupra soldatului Vălimăreanu Mihai, pe care l-a doborât. După împușcarea ostașului, învinuitul a încercat să fugă, însă fiind prins de picior de către câinele de urmărire Afumatu, a tras o rafală cu pistolul său automat, împușcându-l pe loc, reușind în acest mod să dispară. Aceasta era varianta pronunțată în justiție. Lupta din munți nu-i ca pe front, pe câmp deschis. Vine,
El trage, eu trag, îl ochez, trag. Lupta în munți, în desișuri, unde trăiau numai mistrețe și lupii și urși. Acolo e cu totul altfel. Acolo am mișcat sau am primit foc, acolo trag. Și care mai iute? Cum a fost cazul cu noi la Bâta Corbului? Am ieșit, am aplicat metodele noastre. Deși am fost încercuiți complet, au căzut 3 securiști și un câine. Și noi am scăpat, eu cu Mutrescu am scăpat. Ei, acolo iuțala, precizia ochiului și precizia mâinii. Iuțala, extraordinară rapiditate, trebuie mișcare și tragere rapidă. Fracțiuni de secunde, mult, mult. Și așa că... Spuneți-ne, dar înainte de a avea această confruntare cu ei, în desiș, în acel moment în care fiecare trebuia, în fond, în legitimă apărare, să acționeze, până atunci, ei au tras până au încercuit bordeiul? Doamnă, nici nu fugeam dacă nu trageau. Că am crezut, poate că sunt muncitori, deși am auzit niște fluierături suspecte, zic că ăștia e securitate. Zic, dar poate trec pe de la deal, nu vin... Dacă l-a început să tragă, zic, asta e... Și atunci am părăsit noi și ne-am luat drumul nostru și pozițiile noastre care le-am aplicat totdeauna în astfel de situație. Eu am dat de cerc și a trecut pe lângă mine cercul. Doi. Unul era cu ochii albaștri, doamnă, la 50 de centimetri, jumătate de metru de mine. Dar eu foloseam terenul la maxim, sub... cam învățat de la vietățile pădurilor. Cum trebuie să te camuflezi și cum trebuie să să folosești terenul. Și ei nu m-au văzut, că eu sunt la picioarele lor, în desiș, sub trunchi de muri, sub cetina unui brădănel stufos. Și a întrebat, s-a oprit la brădănel și a întrebat și oare a căzut ceva. Și nu știu. Și tu iau pe aici, eu iau pe dincoace. Și au plecat pe lângă mine la bordei. Au strâns cercul la bordei și au rămas în spate. Când mă pregăteam să plec, a apărut ăsta cu câinele, pe urmă merg la bordei, m-a luat, că e deja pătrunse la bordei. Grupa aia care a intrat prima dată. Și a ajuns la cei doi. Și până a luat-o? Pe aici n-a trecut. Cum că până aici l-a dus câinele? Pe aici n-a trecut. Atunci a dat drumul la câinele din lesă și a spus, urma, a fumat-o. Și a fumat-o pe urma mea și m-a găsit. Eu odată m-am uitat la fumatul și m-am uitat la el ce face. Aveam o carabină lângă mine, deși depozitul a rămas acolo, ați văzut armele, că aveam pentru 20 de echipatori când îi înarmam. Aveam armament mult. Aveam o carabină și automatul cu mine. Carabina jos și automatul în mână. Și când el a ridicat automatul să pune la ochi, eu am făcut fracțiune de secundă, cu ridicat, cu tras, cu tot și a căzut. Doar eu nu puteam să dau greș, că doar asta mi-a fost de mic copil. Am tras cu armele și la vânătoare și pe front și în armată și noaptea și ziua și eu nu dau greș la... Și au căzut. Am dat să fug când m-a prins de picior. Și am căzut. M-am întors și am tras în câini și am scăpat de câini, acei lor doi trăgeau. Și ceilalți toți trăgeau. Mătrescu și el, am pușcat doi și a spart cercul. Dar cum a putut împușca? Aici este întrebarea și sunt foarte multe variante. Cum te-a putut împușca Vasile Motrescu cu un ZB? Deodată doi, ei n-au acționat, cei doi ostași? Care să fie explicația? Cum a fost? Că a împușcat doi cu un ZB e foarte posibil, doamnă. Foarte posibil, pentru că avea o rapiditate și el ca și mine la tragere. Ziceai că a tras semi-automat, pac, pac. Ori el manevra. Era formidabil. Dar întrebarea e alta. De ce a tras două cartușe în fiecare câte două cartușe? Asta spune securitatea. Că a tras câte două focuri în fiecare. Asta nu mai e. Aici mă depășește. Într-o notă întocmită de Inspectoratul de Securitate al județului Botoșan se precizează. La 18 ianuarie 1955, capitanul Cuciuc, comandantul unui pluton de intervenție, sesizând un foc de armă în zona comunei Sucevița, a pornit în scotocire cu subunitatea sa pe direcția unde a auzit acest zgomot. În mod surprinzător a dat peste bordeiul bandiților, în locul numit Bâtca Corbului, în care, la acea dată, se aflau numai Motrescu și Vatamaniuc. A avut loc un schimb de focuri, în urma cărui fapt, bandiții au reușit să facă o breșe, împușcând mortal 3 ostași.
Vatamaniuc 2 și Motrescu 1. Din mărturile lui Gavril Vatamaniuc rezultă că Motrescu ar fi împușcat doi ostași și el doar un ostaș și un câine. În bordeiul părăsit de cei doi partizani s-au găsit alături de alimente, arme sau muniție, două caiete de însemnări, o Biblie, o carte de limba română. Textul intitulat Către călăii neamului românesc, semnat partizan Motrescu, arată gradul de disperare al luptătorilor. Familiile lor sunt arestate. Motrescu îi somează pe securiști să-l elibereze pe fratele lui, căruia, pe nedrept, i-au răpit libertatea. Vasile Motrescu, ultimul partizan din Bucovina, s-a născut la 11 octombrie 1920 în comuna Vicovu de Jos, într-o familie de țărani. Intră din primăvara anului 1944 în componența primelor grupuri de partizani. Din toamna anului 1944 se ascunde de ruși. În 1951 se predă de bunăvoie la securitate. Este lăsat în libertate. Un an mai târziu, securitatea încearcă să-l folosească pentru prinderea grupului de luptători din Făgăraș. Vasile Motrescu își avertizează frații de pericol și îi predă pe securiși partizanilor, continuând lupta. Mai bine să mor în pădure decât la zid. Între anii 1955-1958 stă ascuns în casa familiei Gavril și Valeria Șfichi din comuna Gălănești. Este condamnat la moarte prin trei sentințe și pe capul lui este pus un preț foarte mare. Va fi prins prin trădare. Știați ce vă așteaptă, ce pedeapsă vă așteaptă dacă adăpostiți un fugar din munți? Am știut că dacă îl găsește la noi, am știut că suntem pedepsiți. Totuși nu l-am predat. Cum a fi? Nu l-am predat pentru că după ce am cunoscut pe Dumnezeu, noi ne putem face, nu putem să facem așa ceva. Să dăm viața unui om în mâna oamenilor care era condamnat la moarte. Că se știe că e condamnat la moarte. Ați spus înainte că prin el l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Da, prin el l-am cunoscut pe Dumnezeu. Cum? Cercetând cuvântul, cercetând Biblia. Adică el avea o Biblie și cerceta. Și ne spune și nouă. Cu el împreună am prezut și noi. Adică am cercetat Biblia și am văzut că așa este scris, așa am căutat să îndeplinim cu viața, nu cu gura așa și cu vorbirea. Cu faptele dumneavoastră. Doamna Valeria, ce făcea în acea cămăruță o zi întreagă? Care era viața lui? Ce făcea? Noi nu știm, că nu l-am urmărit ce face. Cite. Poate mai scrie ceva, dar nu știm. Noi nu-l urmărim. Decât îi dăm mâncare și el mânca și când era ziua și noi încheia, mai mergea că era o ușă pe partea aceea și ieșea printr-un șopru așa și aici era o ieșire care mire în podul grajdului și mai sta acolo. Și da, altă dată mai când eram toți în casă, vine și stăm de vorbă, el era acolo, noi stăm de vorbă în casă și mai mult discutam despre Cuvântul lui Dumnezeu, nu aveam lucrurile astea. Și da, ne povestea el așa, cum o petrecut, cum o petrecut viața în pădure, cu greutate, cu necazuri, cu suferință. Da. Urmărit de armată, ne povestea cum a fost așa. Când ne-am dat prima dată lui Cenuș în 1958 mâncare la Părău Varniță, pe Putnișoara în sus, i-am dat și într-adevăr că am văzut la el Biblia. Eu după mine, partizanii apelau la Biblie, Biblia era un fel de scuta lor, era un fel de armă de apărare mai mult ca pușca. Ei apelau la puterea divină. După o câteva zile de anchetă așa, mă bag într-o celulă și în celula aceea era, îmi dat peste, cum era întuneric,
M-a uitat așa, mi-a părut că e un urs. Dar era un om în cojoc care era cu lanțuri la picioare și la mâini, stătea într-o poziție așa cu mâinile strânse și mă uita la dânsul și m-a așezat pe patul celălalt de ciment, el era vis-a-vis și m-a uitat, când s-a făcut lumină, mi-a dat seama că-i Motrescu, din descriere, că știam cine-i Motrescu. Un bărbat cu niște ochi ageri, cu bărbat frumos, cu ochi foarte senini, dar cu o figură destramat complet. Îl întrebi, iată, nu ești din Vico? Zice, da. Dar iată, nu ești consul polonez? Eu eram blond, îmbrăcat bine și grăsus bine. Zic, nu, dar eu sunt român, uite așa, așa, îi spun, uite, am fost prizonier. Când i-am spus că am fost prizonier, parcă i s-a dezghețat inima și mă întreabă, zice, bine, dar cum de ajuns aici? Păi n-am, când am mers cu rușul, nu mi-era, păi și eu n-am mers cu rușul, uite unde am ajuns noi. Noi nica, zic, domnul Vasile, ziceam, da. Ei, și povestind, însă el era așa de trecut într-o depresiune mistică, foarte interesantă. Totul era prin Dumnezeu și tot regreta că a greșit și trebuie păcatele astea. Am greșit că... Și mi-a spus, zice, dar ce ai făcut cremă? Că e apărare ai făcut. Zice, nu, că credința noastră cere să nu omori. Zic, sunt cazuri și noi în război, poate eu am omorât oameni, dar ce zice, e altă treabă. Dar ești tot în război cu ăștia ai fost, pentru că noi am pierdut război, noi ne luptam cu Antichristul. Era în primăvara lui 58, luna 9, pot să-mi aduc aminte, când, în una din zile, un locotenent major împinge pe ușă pe un cetățean îmbrăcat național, cu cămașă lungă, cu ițari, o bundă lungă, legat de mâini și de picioare, slab ca fizic, foarte slab, cu genunchiere la genunchi și zice ofițerul ăsta, locotenent major, uite, Vasilic, te bag aici la un domn cu care să mai discuți, mai ai cu ce discuta. Îți scutură mâinile, lanțul era numai de formă, fiind un schelet, verigele cădeau de pe mâinile, așa cădeau și de la picioare la fel, nu țineau. Brățările care erau, n-aveau nicio rezistență de mică. Și stând cu el așa, am stat câteva zile. Spuneți-ne, auzea în închisoare sunete? Auzea în închisoare plângând. Auzea în închisoare plângând femei. La un moment dat el zice, auzi, asta e mama mea. Și se tulbura foarte mult. Și când auzea așa, se ducea în colț, cădea în genunchi, spunea iarăși rugăciunea și după un timp își revenea. Mai stătea ce mai stătea, auzea cântând, cântece de jale, de așa. A, asta-i soția mea. A, și iară îl apuca pulburarea așa și începea și el să plângă. Erau sunete false sau erau într-adevăr voci de femei? Erau într-adevăr voci de femei, da. De la închisoarea femeilor sau... Nu, acolo la Botoșani, în închisoare, pavilioanele închisoare erau paralele și în pavilionul apropiat, pavilionul în care eram noi, era, știu, vreo 4 metri, poate distanță între unul și în pavilionul vecin, erau aceste femei care plângeau. Celestii.
Dosarul de anchetă privind banda Motrescu-Vatamaniuc, 6 volume, 2886 de file, a fost înaintat Procuraturii Militare Suceava în 29 mai 1956. Deși împușcase doi ostași și condamnarea în acest caz este la moarte, Vatamaniuc scapă de sentința capitală, printr-o bună purtare. Securitatea este clementă cu el pentru că Vatamaniuc își divulgă toată familia. Frații Grigore Ion Nicolae, prietena sa, mama sa, tatăl său, cumnații, obligându-i în confruntări directe să confirme că l-au ajutat cu arme, cu hrană, cu bani. Scapă cu muncă silnică pe viață, dar toți ai lui intră în temniță. Procesele verbale de confruntare sunt un document copleșitor a ceea ce fac mecanismele terorii dintr-un om, dintr-un luptător, ruinându-i existența și onoarea. Mă duc la ceilalți și întreb, ce să mai aud din nou? Îmi spun toți că partea noastră de sat a ars toată. Au dat rușă foc, vai de mine, mi-au ars casa cu toate mândriețele întrânsă. Într-o zi mă duce și mă întreabă, tu ești bogată? Zic, da, sunt bogată în sărăcie. Zice, dar de ce ai lăsat soțul să lupte contra noastră? Zic, domnule, la mine nu cântă găina, cântă cucoșul. Dar tu știi ce a făcut el? Zic, nu știu. Zice, aici îți vor rămâne oasele. Dacă îți spunea, erai acasă între copiii tăi, dar așa ai să putrezești în celulă. Însă noi suntem mult prea buni. Și le-am spus dumnealor, eu când m-am cununat cu acest om, nu mi-a pus nimeni ochelari de pânză să nu-l văd. Cât l-am văzut cu ochii, fără ochelari, mi-a fost tare drag. Și nu mi-a pus nimeni nici lanțuri, nici cătușe pe mâini să mă duc forțat la cununie. Așa că nu am putut să-l trădez. Aici stai adevărul. Maria Cenușe a avut mulți prieteni. Din închisoare, pe Lena Constante și Harry Browner. Din libertate, pe Gheorghe Zamfir. Maria a murit în patul ei, în casa ei, în februarie 1991. Fiul i-a privegheat ultimele clipe. O stradă ar trebui să-i poarte numele în Putna. Foarte mult a suferit cât am trăit împreună cu ea. Mereu era bolnavă. Dureri. Se vedeau urmele. Urmele pe mâini, de ce? Pe mâini, cum a fost legată, bătută, schingiuită, știu eu. Se vedeau urmele de cum a rămas încărnat din carne, așa cum a fost legată, chinuită. Această casă a ridicat-o ea? Da, împreună cu fiul ei, cu soțul meu. În ce an au ridicat casa? În 73. Spuneți-ne, când s-a întors din închisoare, aici era locul pârjolit, ars? Da, tot? Sigur că da. Cum arăta? Spuneți-ne în câteva cuvinte. Ruină, nimic, nimic, mai mult pământul gol. Și a avut posibilitatea, bani să ridice casa? Foarte greu, foarte greu. Nu era primită nicăieri la lucru. Pe unde putea și ne-a putut-o ajutat-o și-o construit. Deși s-a soldat cu zeci de mii de destine frânte, lupta din munții Bucovinei a menținut speranța. Speranța că nu este totul pierdut. În 11 iulie 1997, în piața Universității, președintele Statelor Unite recunoștea sacrificiul poporului român pentru libertate. Niciun popor din Europa nu a suferit mai mult represiunea comunistă. Niciun popor nu a plătit un preț mai mare pentru dreptul fundamental de a trăi liber.